Bună seara, e ora 21 și un minut. Sunt Oleg Brega și transmit în direct pe pagina de Facebook Curaj TV, pagina întreținută de Asociația Hyde Park, din care fac și eu parte ca membru fondator și prim președinte. În 2003, când eram organizație formală, în 2008 ne-am făcut ONG, grup neformal și de atunci, iată, de 11 ani, suntem un grup organizat virtual pe internet cu proiectele cele mai importante, blogul Curaj TV și pagina de Facebook Curaj TV, care iată găzduiește această discuție. Va fi o chestie experimentală, am rămas de ceva timp de astă vară fără instrumentul principal oferit de Google Hangouts, unde ne adunam periodic, o perioadă chiar în fiecare seară și dezbăteam subiectele zilei. Acum suntem în căutare de alternative la grupurile Hangouts. Încercăm să facem și media alternativă ca să vorbim despre ceea ce nu se discută sau să abordăm altfel subiectele care se discută la televiziuni, la posturile de radio, în media mainstream, care se știe, scumpă fiind, e de regulă deținută, controlată de persoane cu mulți bani. Iar în lumea asta a treia, persoane cu mulți bani sunt de regulă niște oameni neonești care i-au furat pe acei bani. De regulă i-au furat din țara în care au și investit în televiziuni. Am citit pe internet, am văzut și la televizor, s-a vorbit despre acei tineri cu biciclete care au fost agresați în centrul capitalei, lângă catedrală, deci în fața guvernului, în preajma primăriei, nu foarte departe de Ministerul de Interne. Tinerii și acum sunt în stare gravă la spital, iar cei care i-au agresat, o haită, 6-7 inși, sunt la libertate. Și poliția explică că nu prezintă pericol public, în timp ce aceeași poliție, cu doar o lună în urmă, la reținut și după aceea a obținut mandat de arest preventiv pe un disident, un politician de opoziție, pe Pavel Grigorciuc, l-au băgat la pușcărie preventiv, pentru că nu e așa, a îndrăznit să îl agreseze dându-i o palmă sau un șut în fund unui procuror. Deci iată, se confirmă cu acest incident, se confirmă că forțele de ordine, poliția, scutul, carabinierii, fulgerul, pantera și cine mai sunt purtători de epoleți sunt de fapt în slujba mafiei de la guvernare, mafiei politice, a suspușilor, a guvernanților și nici de cum nu sunt în slujba cetățenilor așa cum scrie în lege, așa cum ar trebui să fie normal. Și până acum ori de câte ori s-au comis abuzuri și poliția a fost de față, a intervenit, n-a reușit să investigheze sau nu s-au comis abuzuri, dar poliția a inventat dosar sau chiar poliția a comis abuzuri, mai niciodată nu s-a făcut dreptate. Și iată, a venit recent o nouă guvernare și s-a constatat că nici sub această guvernare poliția nu-și schimbă nravul și rămâne aceeași mafie cu epoleți. Dacă aveți altă părere, dacă aveți ceva de completat, de comentat, dacă cunoașteți cazuri care ar trebui să fie relatate, vă propun să scrieți pe chat comentarii scrise de pe computer, tabletă, laptop sau de pe telefon. Dacă însă aveți curaj să intrați cu mine în dialog, vă propun să apăsați pe butonul verde din partea de jos a ecranului telefonului, iar telefonul să-l țineți, vă rog, în poziție orizontală, pentru că pe verticală nu o să se potrivească cu poziția în care stau eu. Noi, de când facem proiectul Curaj TV, de când ne manifestăm pe internet, promovăm formatul ăsta orizontal, pentru că e format de televiziune, e format de cinematografie, iar noi, frații Brega, cel puțin, avem studii, pregătire profesională cinematografică și ne este drag așa formatul ăsta potrivit cu ochii omului, vedeți? Poziția orizontală e mai bună decât cea verticală, cum priviți voi pe Instagram sau pe Facebook. Iar când le bagi pe YouTube, îți rămân două câmpuri mari negre pe margine. Când bagi la televizor, trebuie să bagi tot felul de chestii blurate ca să vă arate vouă clipul vertical.
Deci, asta fiind introducerea, vă poftesc să comentați asta în chat pe Curaj TV sau să intrați cu mine în dialog apăsând butonul verde de jos, din partea de jos a ecranului, unde apar doi omuleți. Astfel o să primesc o notificare că vreți să participați cu mine în direct, dar puteți participa numai de pe telefonul mobil, nu de pe laptop, nu de pe tabletă. Comentariile le voi citi, participarea în direct sper să fie una corectă, responsabilă, fără înjurături, fără atacuri la persoană. Comentați, vă rog, ideile, faptele și nici de cum nu comentați persoana. Dacă ziceți ceva despre ministru, despre comisar, despre un polițist, despre un politician, despre o persoană fizică, adică nedemnitar, fără funcții publice, e bine să respectați demnitatea acelei persoane și să nu comentați aspectul lui exterior, numele, etnia, limba vorbită, hainele pe care le îmbracă, etc., etc. Tot pentru introducere, până încep să vină comentarii sau eventuali doritori de a participa, vreau să vă amintesc fapte recente sau mai vechi în care chiar eu sau colegii de-ai mei am fost implicați, am fost agresați și nimeni nu a fost găsit vinovat. Poate chiar din contra, noi, victimele, am fost amendați de către oamenii legii. Mi s-a întâmplat odată chiar pe lângă Ministerul de Interne, pe Bulevardul Central, filmam ceva și am fost înjurat, agresat verbal de o persoană care după aceea s-a dovedit a fi un polițist în trecut, deci un pensionar care a lucrat în MAI. Acela, ziceam că m-a înjurat, eu m-am întors spre el cu camera să-l întreb de ce mă înjură și el m-a atacat și fizic. L-am denunțat organelor, am chemat atunci pe loc poliția, nu l-a prins pentru că el a plecat, dar aveam imagini video și l-au identificat. Dosarul a ajuns la procurora Vera Chiranda, care se pare e cu mătra lui Andrei Năstase. Acum aflăm, atunci nu știam și Andrei Năstase nu era nimeni, dosarul ăsta are vreo 7 ani. Și acea Vera Chiranda a ținut la macerat dosarul vreo 3-4 ani, timp în care scotea ordonanță, eu o contestam la procurorul ierarhic superior, Vera iar nu răspundea, eu iar soliciteam ordonanță, iar îmi dădea o ordonanță de refuz, de începere sau de continuare a urmăririi penale, eu iar o contestam la procurorul superior, după aceea ajungeam în instanță, judecătorii de la judecătoria centru de câteva ori tot întorceau dosarul la Vera Chiranda să analizeze și iar analiza și uite în felul ăsta femeia și-a primit salariu, probabil și onorariu sau pomana mita de la acel fost polițist. Presupun, n-am de unde să știu, dar îmi imaginez că altfel nu s-a rezolvat acest caz. Și până la urmă nu i s-a găsit act de cojoc personajului. Sau la Botanica. Am fost agresat în plină zi, tot așa ca băieții ăștia, în stație, lângă magazinul McDonald's, de niște persoane care m-au urmărit mult timp, pentru că am avut un eveniment public acolo la Botanica, pe strada Cuza Vodă. Și au trecut prin fața multor camere video, mai ales acolo la McDonald's au fost o grămadă camere video. Am fost atacat fizic cu spray în ochi și cu picioare și cu pumni. Erau niște tineri cu măști pe față, dar nu e așa, cu tehnologiile de azi, cu martori care erau pe acolo, unii care spuneau că parcă îmi amintesc, îmi dau seama cine e acel de sub mască, parcă e colegă, nu știu, unii l-am recunoscut. Ei bine, s-a făcut ancheta de mântuială și nimeni nu a fost tras la răspundere, chiar dacă și eu am indicat niște suspecți pe care și acum îi suspectez că stau în spatele acelui atac. Și după aceea tot apăreau confirmări ale implicărilor, dar organele, dacă mă duc să cer acum dosarul, n-au făcut nimic ca să investigheze cel mai probabil din incompetență sau pentru că au fost cumpărați sau pentru că au primit un ordin de sus și li s-a spus în acest dosar să nu fie făcut nimic pentru că probabil o să dăm peste ei noștri, peste niște huligani, peste niște gangsteri de cartier, care sunt ținuți cu dosare de droguri sau de violuri sau de pedofilie ceva, sunt ținuți în șah și folosiți pentru intimidarea adversarilor politici sau persoanelor care critică guvernarea. Și iată, orice guvernare ajunge și pune mâna pe poliție, pe procuratură, pe alte organe de drept,
folosește astfel de personaje și astfel de dosare în interes propriu și cei cu paguba rămân și cu buza umflată. Nu vă mai spun de dosarul de la Universitatea Slavonă, unde am fost agresat de directorul universității, vreo trei subalterni ai lui, în iulie 2011, da? Deci 8 ani și câteva luni în urmă. Mi s-a distrus camera video, am fost ținut sechestrat câteva minute până când a venit întâi serviciile private de pază, după aceea Vercutul sau cine era acolo, după aceea a venit poliția, pentru că strigam în gura mare să cheme cineva poliția și martora care era o studentă acolo a sunat la o rudă la Cahul și ruda de la Cahul a sunat la poliția. A venit poliția, a investigat și nimic nu s-a întâmplat. Dosarul a ajuns pe mâna procurorului întâi Snejana Rusu sau nu știu cum o cheamă acolo, sau Oleg Rusu după aceea s-a ocupat, dar Snejana a uitat cum o cheamă, de la Rășcani, deja vă vorbesc de alt sector, ca să fie clar că nu e buba într-un singur sector sau numai în jurul Ministerului de Interne. Și dosarul a umblat și umblă și acum prin instanțele Republicii Moldova. Doi din cei patru agresori deja au dat tortul popii, dar dreptate încă nu s-a făcut. Și acum așteptăm ca în luna decembrie să mai examineze a treia oară Curtea de Apel dosarul. Dar nu știu ce să examineze, dacă singurul inculpat a murit. Iar la Buiucani, de câte ori încercam să facem proteste, am tot fost închiși de către polițiști cu invenția că i-am fi ultragiat, că i-am fi înjurat, că am fi opus rezistentă și ne făceau tot nouă celor care încercam să ne exprimăm critic la adresa guvernării, la adresa Temiri Cui, la ambasada României, de exemplu, nu avea nicio legătură cu guvernarea. Eram tot noi amendați și Moldova a pierdut câteva dosare la Curtea Europeană a Drepturilor Omului din cauza primăriei și din cauza mai ales a poliției, care înțelegea în mod total eronat drepturile omului și obligațiile poliției. Să vă amintesc numai de dosarul din fapta s-a întâmplat în 30 august 2006, peste drum de monumentul lui Ștefan cel Mare, când vreo 10 oameni protestam pentru instalarea bustului lui Liviu Rebreanu pe Aleea Clasilor, iar atunci era guvernare comunistă și se împotrivea. Unul dintre noi s-a dus, nu știu unde, să aducă o sticlă de apă și pe alți 9 ne-a luat poliția pe sus cu aplicarea forței, ne-au aplicat și amenzi, ne-au ținut închiși de pe 30 august 2006 până pe 1 septembrie în condiții inumane, inadecvate, 7 bărbați și 2 femei la comisariatul, atunci se numea Comisariat Inspectoratul de Poliție Buiucani. Ca după aceea judecătorul să ne aplice amenzi și să ne dea drumul și ca peste o lună amenzile să fie anulate. Am avut noroc de imaginile video făcute de poliție, pentru că cele făcute de noi cu telefoanele mobile ne-au fost distruse de către poliție. Cu acele imagini video făcute de către poliție am câștigat la CEDO și acum găsiți dosarul, imaginile astea publice pe internet. Căutați Rebreanu, 30 august 2006, Brega, Hyde Park, ceva cuvinte cheie pe YouTube și o să le găsiți în mai multe surse același clip video. Iar cel care coordona operația de atunci, Petru Corduneanu, era vicecomisar al Poliției Capitalei, a ajuns întâi consilier municipal din partea PSRM, după care a fost deputat în Parlament, s-ar putea și acum să fie de rezervă pentru vreo funcție în guvern sau poate deja conduce, Temir, ce structură de Ministerul de Interne, chiar dacă de mult e pensionat și chiar dacă de mult merita un dosar penal, că după ce Moldova, fix pe 9 aprilie 2000, nu, pe 7 aprilie 2009, a fost condamnată în acest dosar sonor Hyde Park numărul 3 împotriva Moldovei. Și s-a deschis imediat la Procuratura Buiucani un dosar penal pe fapta asta, că de ce Moldova a pierdut la CEDO. S-a investigat cazul ăsta cu Petru Corduneanu, cu ceilalți, cum îl chema, Valeriu Leontiev, vicecomisarul de Buiucani, cine era implicat în operația ce. S-a deschis dosar penal și tot așa s-a închis dosarul și nu s-a făcut nimic. Ce părere aveți despre așa atitudine? E clar că corp la corp nu-și scoate ochii și tot ce e la guvernare profită de forțele de ordine, le folosește în interes propriu ca o bâtă împotriva populației de rând sau împotriva opozanților politici.
Și dacă face vreo greșeală cineva din forțele de ordine, nu există nicio pedeapsă pentru că ei sunt soldății necesari oricărui regim. Și actualul regim constatăm că nu e deloc deosebit de celălalt regim, se tot plânge că îi pune opoziția bețe în roate, că a moștenit datorii de la vechiul regim, dar iată, unul dintre liderii coaliției de acum a ajuns să conducă și guvernul, având funcția de vicepremier, dar și Ministerul de Interne, cu o imagine foarte proastă a poliției în societate, și în primele luni de mandat ce a făcut? Nimic sau mai mult rău. Și a numit chiar în primele zile, în funcție de șef al poliției din toată țara, pe fiul său, fost judecător, care recent a fost restabilit în funcție și probabil va pleca din nou în justiție, că de acolo câștigă mai mulți bani, dacă n-a reușit să pună gheara pe schemele din poliție. Și acum vrea să abandoneze și Ministerul de Interne, vrea să ajungă primar al capitalei. Deci atât de tare a vrut să facă schimbarea, dezoligarhizarea, încât a renunțat și la funcția de deputat, și la funcția de vicepremier și ministru de interne, și vrea să se facă primar de oraș. Da bine, orașul e cel mai mare, e capitala, acolo trăiește o treime sau cel puțin un sfert din populația Republicii Moldova. Văd că au început să apară comentariile și o să încep să le citesc, deci cine vrea să interacționeze cu mine, vă rog să scrieți comentarii pe Curaj TV la tema abordată de mine, despre cum poți fi bătut în centrul orașului și poliția să fie complice cu agresorii sau chiar de către poliție poți să fii bătut. Mai ieri am publicat un interviu pe Curaj TV despre un cetățean care recent, un an, doi în urmă, s-a trezit victima unor escroci polițiști sau angajați mai spia, nu știu pe unde, care i-au fabricat un dosar penal și omul are acum condamnare. După ce a stat 5 luni închis și a câștigat tuberculoză, a câștigat și o condamnare de 9 ani la închisoare. Acum dosarul e trimis la Curtea Supremă, dar omul e fugar prin lume cu toată familia, pentru că cine ar vrea să stea fără niciun temei, fără nicio vină, să stea 9 ani în închisorile din Moldova, din care poți să ieși nu doar cu tuberculoză, dar și cu picioarele înainte. Deci dacă vreți să vorbiți cu mine, să comentați așa caz, să confirmați astfel de cazuri sau să propuneți alte cazuri, scrieți public comentarii și o să le citesc sau trimiteți-mi mesaje private, mie, Oleg Brega, sau paginii Curaj TV pe care transmit acum în direct. Și noi o să le facem publice garantând anonimatul, deci scrieți neapărat prima literă, vreau anonimat. Și după aceea relatez fapta. Și atunci eu citesc, înțeleg că vrei anonimat, citesc fapta, părerea și sursa nu o dau, nu spun cine mi-a comunicat această informație. Și tot așa avem angajament cu colegii care gestionează pagina Curaj TV. Dacă însă aveți curaj, vreți să vorbiți din numele vostru, puteți să intrați în direct cu mine, aici în dialog, apăsând butonul verde din partea de jos a ecranului telefonului. Telefonul vă rog ca să intrați cu mine în direct, să-l întoarceți în poziție orizontală și să acceptați rotirea automată a ecranului. Constantin Stețcone întreabă cu cine votați. Da, e bună, interesantă întrebare, mai ales că și aici la București, de unde fac eu această transmisiune în direct, și în toată România, și în lumea întreagă, și dincolo de Prută, Republica Moldova, suntem în perioada electorală. Aici se votează președintele pe 10 noiembrie și după aceea turul 2, și vor fi deschise o grămadă de secții peste hotare, inclusiv în Republica Moldova sau cum numesc ei, în diaspora, în Basarabia. Și în Republica Moldova va fi turul 2 pentru alegerile locale, unde vor fi aleși încă câteva sute de primari, inclusiv primarul capitalei. Dar eu nu am drept de vot în Chișinău. Am drept de vot la mine în sat și acolo tot va fi turul 2, dar acolo nu am pe cine să votez din cei doi tizi ai mei, Olegi, care au ieșit în finală, în turul 2, actualul primar Oleg Rotaru și fostul meu coleg de clasă, Oleg Cernei. Chiar și în primul tur n-am avut pentru cine vota și am votat contra tuturor candidaților. Acum nu vreau să mă mai deranjez pentru atâta lucru și prefer să rămân aici cu treburile mele, cu procese de judecată, proteste
și ce mai am eu la București, decât să merg la Pepeni doar ca să votez contra ambelor candidați. Mai degrabă mă pregătesc să colaborez sau să fac opoziție oricăruia dintre ei care va ajunge acolo la cârma comunei Pepeni din care mă trag. Altă parte, nu am drept de vot, aștept doar alegerile din 10 noiembrie ca să votez aici în România, dar încă nu am un candidat pentru care să votez. Cel mai probabil voi vota vreun outsider, vreo femeie sau vreun candidat nu pe cel independent. Îmi sunt dragi candidați independenți, dacă sunt adevărați independenți, dar aici la prezidențiale îți trebuiau 100 sau 200 de mii de semnături ca să poți candida și am convingere că niciun om fără pile, fără mafie, nu poate strânge atâtea mii de semnături. Și deci aici, la prezidențiale, nu voi vota un candidat independent. Dar mai am timp până pe 10 noiembrie ca să mă determin pentru cine să votez. Valentin Borodachi mă întreabă, cum vezi activitatea civică a unui om care este telefonat că vrea ajutor într-un sector, sat, orășel, unde nu suntem noi, dar vrea filmat și are încredere numai în Curaj TV sau alta? Știi, deținuții mă atacă cu așa telefoane și vor interviu că nu sunt vinovăți și stau degeaba după gratii. Și eu sunt telefonat de deținuți, primeam scrisori încă de când lucram în 2002-2001 la Antena C, făceam emisiunea Hyde Park. De atunci încă primeam scrisori de la deținuți și care se jurau toți că nu sunt vinovați. Și e foarte posibil că jumătate sau mai mult de jumătate dintre deținuții din închisorile de Republica Moldova, stau acolo pidijaba, fără niciun motiv. Dar e foarte adevărat că mulți deținuți știu să mintă și până să intre în închisoare știau să mintă, dar acolo în închisoare, în mediul acela ostil și nociv, au învățat să mintă și mai bine. Deci e foarte posibil că mulți dintre ei și mint. De asta e bine noi când relatăm, să păstrăm neutralitatea și chiar scepticismul și să punem la îndoială și să nu dăm ca adevăr ceea ce au spus ei. Dosar fabricat sau tot așa, da? Deci zicem chipurile, cică, spune că, zice că, de asta majoritatea titlurilor de la noi pe Curaj sunt cică, spune că, zice că, părerea unuia, părerea altuia și încă ne mai păstrăm și rezervă că suntem media alternativă, nu pretindem că suntem sursă media, portal de știri, pentru că nu suntem de știri, suntem o tribună de liberă exprimare, dăm cuvânt necuvântătoarelor, celor care n-au curaj, anonimilor, marginalilor, da? Deci asta încercăm să facem, Valentin, și dumneata deocamdată te descurci foarte bine acolo, în nord, la Larga, la Briceni, la Iedineț, la Lipcani, pe unde mai filmez dumneata, sau pe internet, cum reușești să filmezi foarte bine. Am avut recent și niște dezvăluiri foarte importante din închisoare. Aș vrea să știu cum a evoluat dosarul aceluia care ținea greva foamei și care era bătut. La Cahul, se pare, sper că mai ai informații de la el. Interesant ce reacție a avut Ministerul Justiției, Departamentul Instituțiilor Penitenciare, sau nu știu cum se numește el acum că și-a schimbat numele. Tigru Siberian zice, salutare, vin și eu la grămadă. Ne bucurăm că ne-ai găsit și aici. Până acum făceam live-uri pe pagina mea de Facebook. Altădată era de activist civic, după aceea a fost de candidat independent, după aceea m-am declarat candidat învins de mafie. Și după aceea făceam live-uri pe profilul meu de Facebook. Azi m-am gândit, iată, în mod experimental să fac live pe pagina Curaj TV, care are foarte mulți, mult mai mulți decât mine abonați, dar observ că publicul nu s-a așteptat la așa ceva și nu prea mulți spectatori avem în direct. Oricum, această înregistrare video o voi descărca și o voi încărca și pe unul dintre canalele mele de YouTube. Am difuzat-o, am distribuit-o adineauri și pe pagina mea de Facebook. Vă rog și pe voi ca să ne ajutați, difuzați astfel de acest link, difuzați-l pe unde puteți, pe grupuri de socializare, pe alte rețele sociale și participați, implicați-vă. Vrem să, ziceam, să constituim, să restabilim o alternativă mediei comerciale și de partid și de propagandă.
colegul nostru de la Hyde Park și de la Curaj TV, Valeriu Gușan, văd că ne privește din Polonia, dar probabil e la serviciu sau e ocupat, e obosit după serviciu sau nu știu cum de nu îndrăznește să intre cu noi. Avem explicații și scuze pentru el. Cine vrea și cine poate, poate intra cu noi în direct pe Facebook apăsând butonul verde din partea de jos a ecranului. Acum, în seara asta, luni, de la 9:30, dacă ne priviți în direct, dacă vă apare în colțul de sus cu roșu inscripția live. Altfel, dacă nu apare live, înseamnă că priviți emisiunea, deocamdată monologul ăsta, în înregistrare și deci n-are rost să căutați butonul verde în partea de jos a ecranului, pentru că nu există. Doar când suntem în direct, atunci puteți participa live cu noi. Simeon Scurtu întreabă ce a făcut pentru simplu cetățean, aceia vor avea pe 3 noiembrie. Referitor la crimă, se vede că este mușamalizat faptul de poliție de la bun început. Aceasta este roada muncii ministrului de interne, care se vede primar de Chișinău. Da, bine, eu n-aș fi atât de categoric să dau toată vina pe Andrei Năstase. Mai degrabă e nimic facerea lui. N-a încercat deloc să dreagă, să schimbe imaginea poliției, pentru că nu-i pasă. Pentru că el a fost pasager acolo, folosit ca o trambulină, hoitul poliției. N-a încercat să resusciteze, să vadă dacă poate face un organism viu, organismul poliției. Am zis, l-a pus pe cumătru său la șef la Poliția Generală, la IGP, la Inspectoratul General de Poliție. Și el, iată, candidează la primărie și foarte probabil să câștige primărie și deci să abandoneze poliția, mai ales glumește lumea, mai ales vor vota pentru candidatura lui polițiștii din Chișinău și nevestele și rudele lor ca să scape de el ca fiind o belea. Dar nu știu cine se așteaptă ei că o să vină în locul lui Andrei Năstase, altul care o să le pună încă o cruce pe cealaltă scară de la Ministerul de Interne. Că asta se pare că a făcut cel mai notabil fapt Andrei Năstase de când a ajuns ministru, a instalat un crucifix pe scările interioare de la minister și a invitat sau a acceptat la ceremonie de dezvelire în zi de duminică pe doi mitropoliți ai bisericilor ortodoxe din Moldova, doi din 4 sau 7 cât sunt mitropoliți de biserici ortodoxe, pe cel al Moscovei, subordonat Moscovei, și pe cel subordonat Bucureștilor. Tigru Siberian zice, recent am scris un comentariu publicat chiar pe pagina de Facebook al lui Oleg Bregă, precum că nivelul de încredere în membrii MAI a scăzut mult în ultima vreme. De multe surse aflu de anumite moduri de acționare a acestora, care lasă de dorit la capitolul norme legale și morale. Poliția română are în spate multe schelete, nu dulapuri pline, ci adevărate garnituri de tren. Nu știu cum a trecut Hodrong Tronc Tigru Siberian de la Poliția Moldovenească la Poliția Română, dar se pare că diferența nu e mare. Și Poliția Română, și Jandarmeria Română, și Carabinierii din Moldova sau Poliția Moldovenească sunt o apă și un pământ, sunt mafii cu epoleți, doar cu însemne de stat diferite. Dar cu trecut sau cu comportament curent, tenebru, scandalos, mafiotizat. Adineauri am difuzat un mem pe Facebook, ci că corupția trece prutul. Și cineva întreabă, pleacă sau vine? Și cineva zice, face naveta, adică încolo încoace, se face corupție și peste prut. Adică din punct de vedere al corupției, al habotniciei, al ipocriziei clasei politice, suntem numai buni de unit, suntem două aripi ale aceluiași arhanghel al mafiei, al caracatiței mafiote. Cam astea au fost comentariile. Nu, văd că nu vrea nimeni să intre în direct sau nu știe cum sau nu reușește. E foarte posibil să fie și vreo problemă tehnică pentru că eu acum transmit de pe un alt telefon de pe care niciodată n-am încercat să fac transmisiuni live și să accept participare în transmisiunea live. Dar cum nimeni nu semnalează problemă tehnică în comentariu, presupun doar că sunteți obosiți pentru că e zi de luni
și nu aveți curaj. Sau nu sunteți pregătiți, da, cum mi se întâmplă deseori când vrea lumea să facem interviu și îmi spune că nu m-am dat cu parfum, că nu sunt pieptănat, că încă nu m-am trezit. Aseară avea un chef de vorbă cu mine pe Viber, că nu avea curaj să vorbească în direct și suna de la Ioloveni, acolo la ei hram și zic, băi, ai umblat la șip, ai hrămuit, hai lasă pe altă dată să vorbim. Pe la miezul nopții el mă mai suna din nou să mă întrebe ce treabă are el cu hramul. N-ai nicio treabă cu hramul, te-ai îmbătat singur cu familia acasă, dar e cam același lucru. Dacă ai umblat la șip, te rog să fii responsabil. De ce nu s-ar introduce purtarea camerelor video de către polițiști ca în Statele Unite? Nu se vrea. Dovadă că au ceva de ascuns. Și ce folos că am prezentat de atâtea ori imagini video? Iată, de la evenimentele din aprilie 2009, câte imagini video avem de la faptele penale acolo, chiar că sunt criminale faptele polițiștilor, purtătorilor de epolet. Și a răspuns vreunul? Niciunul n-a stat închis. E doar unul condamnat și acela e plecat, e fugar din țară, pentru că pretinde că ar fi țapis păștor și că nu e vina lui. Dar dacă e țapis păștor, să spună cine e vinovat. Sau eu am prezentat video de la Universitatea Slavonă, se vede clar ce face civilul acela, nici măcar nu-i polițai. Dar bine, nu s-a găsit tac de cu joc pentru Andrei Babenco, pentru că fiul lui e Oleg Babenco, implicat în viața politică comunistă, după care a trecut la democrație, iar democrația și comuniștii s-au succedat la putere și controlează organele de drept. Și iată judecătorul Melniciuc, cel mai probabil motivat cu bani, l-a achitat, a zis că e nevinovat. Mai devreme, procurorul sau Snejana Cazacu sau acela Oleg Rusu i-a scos de sub urmărire, de sub învinuire, de sub urmărire penală pe complicii lui Babenco și nu i-au acuzat de privare de libertate, sechestrare de persoană și tot așa, ci doar de huliganism și numai pe Andrei Babenco. Și în felul ăsta, iată, am rămas și cu pagubă și cu pierdere de timp. 8 ani să umbli tu la anchetă și după aceea în instanțele de judecată. Asta mi se pare inadmisibil. Deja pregătesc, mă rog de o doamnă avocată care s-a oferit să mă ajute pro bono de acolo din Chișinău, pregătesc o acțiune civilă împotriva statului. În baza legii 87 există așa lege care pedepsește statul pentru neexecutarea hotărârilor judecătorești sau tergiversarea proceselor de judecată. Și după care sper să am calea deschisă la CEDO sau poate o să mi se facă dreptate în instanțele de judecată, dacă între timp justiția moldovenească se reformează. Dar vedem ce se întâmplă la adunările generale ale judecătorilor, în Consiliul Superior al Magistraturii, etc., etc. Alexandru Ciuguli, am zice, rătăcitule și nedumeritule, ăsta pot să-l iau ca un compliment, nu cred că cineva poate pretinde că e fix, exact, pe calea cea dreaptă și că are convingeri despre tot și despre toate. Toți ar trebui să păstrăm o doză de scepticism despre calea pe care o avem și din când în când să verificăm dacă nu cumva mergem prin arătură și prin bălării și să avem curiozitatea de a întreba ce se întâmplă în jurul nostru, ce se întâmplă cu noi, ce se întâmplă cu societatea în care trăim, ce se întâmplă cu cei pe care îi plătim din bani publici, dacă e vorba despre nedumerire. Da, Alexandru Ciugulea, care e un anonim, poate fi și un pseudonim, pentru că nu are nici poză de profil, zice, fu, lui miroase urât de la așa personaj. Pare rău pentru el. O să avem mulți concurenți cu camere, polițiștii, zice Valentin Borodache. Știți că Republica Moldova e încă valabilă o lege care interzice și pedepsește punerea în circulație, folosirea aparatelor cu obiectiv de filmat cu diametru mai mic de 2 sau 3 mm. Da? Știam despre asta, dar m-am convins acum câțiva ani când ne-au trimis niște colegi din Statele Unite niște camere de filmat mici, compacte și la vama
Chișinău, de la poșta de la gară, de lângă gara feroviară, din scoarul gării. Vama a zis că nu-i voie și iată o să verificăm. Și noroc că s-a atât de tembeli încât au pus rigla și au măsurat obiectivul ăsta. Și obiectivul ăsta evident nu are 3 mm, are mult mai mult, sticla asta, geamul de deasupra. Și chiar ce se vede acolo, după geam, tot e mai lat decât 3 mm. Pe când obiectivul e, sigur, foarte mic, are doar 2-3 mm, dar atenție, toate webcamurile, toate telefoanele au obiective mai mici de 2-3 mm. Deci e absolut anacronică acea lege, dar niciunul nu se găsește să o schimbe. Cum era, mi-amintesc, pe timpul Alianței de instruire, cum se numea, Alianței de integrare europeană, AE1, AE2, când era Mihai Ghimpu, președinte al Parlamentului, era încă în vigoare codul locuințelor din 1983 și care în preambul scria sub îndrumarea Partidului Comunist, așa cum era pe timp sovietic. Și citisem o lege prin care, la propunerea Partidului Liberal, cu semnătura lui Mihai Ghimpu, care era atunci speaker al Parlamentului și președinte interimar, s-au făcut modificări la acea lege. Și a rămas preambulul acela cu îndrumarea partidului, iar la un semnătura Mihai Ghimpu, speaker al Parlamentului. Era total penibil. Ei au modificat legea acolo unde le trebuia ca să nu le dea apartamente militarilor sau polițiștilor, ceva de felul ăsta, că altfel erau condamnați la CEDO. Dar n-au modificat preambulul acela absolut penibil. Bine, recent, între timp, s-a schimbat, s-a făcut un cod al cod civil sau ceva acolo, cod administrativ, care include și chestia asta. Nu știu exact, nu sunt jurist, dar au anulat în sfârșit și legea aceea anacronică, moștenită de la sovietici. Tigru Siberian zice că a murit streamul. Observ și eu că aici pe YouTube, nu e pe YouTube, pe computer deja nu mi mai arată. Dar pe telefon îmi spune că, iată, 25 de oameni se uită la mine. Valentin zice că la el merge bine. E totuși o chestiune fragilă, transmisiunea live pe Facebook. Cum necum Google Hangouts, acela, chiar dacă se întrerupea conexiunea sau ceva, timp de, nu știu cât, 3-4 minute, chiar și cel care a inițiat conexiunea putea să revină, putea să-și refacă conexiunea și să reintre în Hangouts. Pe când aici, dacă mi s-a întâmplat mie o pană de telefon, de computer, de internet, gata, a murit stream-ul și e fragilă treaba. Sau trebuie să ne gândim să căutăm soluții noi, diferite. Poate dacă cineva dintre voi are chef să discutăm despre asta, are un cont de, să zicem, nu Viber, cum îi zice mai? Skype. Skype. Oh, toată lumea are Skype. Și dacă cineva din cei care ne 30 care ne privesc acum, aveți timp, eu știu în seara asta sau în altă seară, aveți timp să facem o probă de conferință prin Skype. Măcar 2-3 oameni să fim în conferința Skype. Să abordăm orice temă. Putem să râdem, să mihălizim, să facem glume, bancuri. Dar să facem teste de conferință Skype pe care să o transmitem live pe Facebook sau pe YouTube, cumva pe rețele sociale. Atunci vă rog să-mi dați un semnal, să-mi scrieți un mesaj privat sau să mă abordați pe Skype, eu mă numesc curaj.net pe Skype. Și mă gândesc să încerc alternative la Hangouts cu Skype. Dar deocamdată nu am cu cine să fac niște probe de felul ăsta și de ce n-am reușit să testez. Astea erau comentariile, nu mai are nimic de zis. Da, iată, mi-a apărut și video pe Facebook. Da, Valentin Borodache zice că e prea târziu azi pentru Skype, o să facem altă dată. Bine, de acord, că și eu sunt la bloc și n-aș vrea să mi trezesc să-mi deranjez vecinii, pentru că oamenii se duc la munci, la serviciu mâine, la școală, poate, și de asta e și ora stingerii conform legilor României, dar și în Republica Moldova de la ora 10 deja nu e bine să faci zgomot în
cămin în locuințe. Și atunci, dar probabil o să închidem aici. O să verific acum și să văd ce a rămas, ce s-a păstrat din video transmis de telefonul meu, ce a rămas pe server la Facebook. Să văd ce o să ajungă după aceea din acest monolog interactiv, ce o să ajungă și pe canalul meu de YouTube. Mulțumesc tuturor pentru interacțiune sau măcar pentru vizionare. Vă dau întâlnire și în seriile următoare. Mâine seară s-ar putea să avem discuții, sau poate chiar și mâine ziua s-ar putea să avem discuții despre redobândirea cetățeniei. Colegii mei au intrat în posesie unor statistici îngrijorătoare că în ultimii ani a scăzut rata de acordare de redobândirea cetățeniei românești de către basarabieni și bucovineni cam la nivelul anilor de pe timpul guvernării comuniste, când Voronin se împotriva și maică era pe cale să interzică dubla cetățenie. Și mă gândesc să abordăm tema asta pentru că ne pasă, pentru că, iată, fratele meu, Ghenadie Brega, e primul basarabian care s-a judecat cu statul român ca să redobândească cetățenia românească, și mi-am amintesc că am făcut foarte multe proteste pe tema asta. Chiar eu am ținut greva foamei vreo 15 zile în 2007 lângă ambasada României din cauza birocrației legată de înnoirea pașapoartelor românești, etc., etc. Deci mâine s-ar putea să avem o astfel de discuție la așa temă. Vă rog, repet, cine are chef să face niște teste pe Skype, să mă găsiți curaj.net, sunt pe Skype, sau Oleg Brega, mă căutați cu numele meu real, sau scrieți-mi aici pe Facebook numele vostru de pe Skype ca să vă abordez, să încercăm să facem conferințe Skype, dacă ar fi posibil să încropim o alternativă la Google Hangouts. Dacă nu, vom rămâne cu live-uri pe Facebook, live-uri pe YouTube, poate într-o bună zi și astea vor fi interzise și vom fi condamnați să ne uităm la televizor, la lada cu minciuni, și să încercăm să citim printre rânduri ca să nu fim duși de nas și manipulați. Dar sper să nu vină așa vremuri, sper că tehnologiile vor fi de partea noastră și că vom reuși să păstrăm independența unor site-uri precum e acesta, curaj.md, net sau TV. Noroc, numai bine!